pornim într-o super misiune, misiunea Bradului, partea a doua, și problema e că e cam sold out peste tot. Din câte am văzut eu online, ar mai fi stoc limitat la Mega Mall, la Park Lake și la Unirii. Dar de la Unirii știu că noi l-am luat pe ultimul. La Park Lake l-am rugat ieri pe domnul de la Bringo să verifice. A stat cu mine în telefon foarte mult, a și întrebat, a verificat. Nici măcar cel care era expus nu mai e disponibil. Și ne-a mai rămas Mega Mall-ul. Putem să dăm o fugă până acolo, cu toate că am emoții și presimt că nu o să-l mai găsim, dar ar mai fi o variantă. Am văzut că mai e disponibil și în Buzău, așa că aș putea să o rog pe verișoara mea să-l ia pentru mine și să mergem noi să-l ridicăm sau să dăm noi o fugă până la Buzău, că am tot zis că mergem în vizită și n-am apucat. Îmi pare rău, Bianca, dar să știi că mi-e dor de tine și abia aștept să ne revedem. Revenind la Brad, chiar nu știu cum o să facem. O altă variantă, o a treia variantă ar fi să luăm Bradul de aici și să-l ducem la Voleni, dar asta ne e puțin peste mână, pentru că o să avem deja destul de multe bagaje și dacă e să ne mai cărăm și cu Bradul, nu știu unde le băgăm pe toate. Nu prea e o variantă bună și aș vrea ca la începutul anului viitor, când ne întoarcem la București, să găsesc Brăduțul și să putem să ne ocupăm de el, să-l despodobim. Mie îmi place și partea cu despodobitul pe 7 ianuarie, dar dacă nu-l găsim și nu-l găsim, clar n-o să stau să mă chinu iar cu Bradul de anul trecut. Nu vreau să mai trec prin ce am trecut atunci cu picătura și super glu, așa că trebuie să găsim un alt Brad și, din păcate, după ce am luat toate magazinele la rând și după ce am văzut tot felul de brazi, ăsta rămâne preferatul nostru și mi-am dat seama că, de fapt, chiar îmi place 180, e mai mult decât suficient, nu avem nevoie de un brad de 220-240, cum tot încăpățânam eu în anii anteriori, ziceam, nu vreau un brad cât mai mare, ca în filme, cu cât mai mare, cu atât mai bine, dar pentru un brad foarte înalt ai nevoie și de un spațiu destul de mare. Sufrageria de la Voleni cred că e un pic mai mică decât sufrageria de aici și adevărul e că era destul de înghesuit să-l punem acolo. Aici mă refer la Bradul mare, în caz că ați pierdut firul. Și hai să mă ridic, Sergiu rămâne babysitter, rămâne cu Mira. Eu mai am o misiune și de la mama să caut ceva pentru tata. Avem multe de făcut, vedem cum ne organizăm ca să le facem pe toate. Noi am fi vrut să mergem până la Mega Mall și apoi de la Mega Mall să plecăm la Băneasa, dar vedem cum ne organizăm, că s-ar putea să fie mai bine să rămânem în Mega Mall și să intrăm în magazinele de acolo să căutăm ce mai avem de căutat. Vreau să intru și la Stradivarius, mi-a rămas mintea la niște pulovere de acolo și vreau să le iau și hai să vă arăt ce fac copiii. Sergiu și Mira se joacă macro-micro, așa se numește, sau micro-macro? Micro-macro. Și e pus în dificultate pentru că are o misiune de 4 stele, adică o misiune ceva mai avansată și mai grea. Mira, rămâi cu Sergiu, da, să fii cu minte, da, să-l asculți. Sergiu o să-ți dea să mănânci undeva pe la ora 7. O să-ți dea pui cu orez, ok? Mănânci tot și mănânci repede? Nu pui! Nu te ridici de la masă? Nu pui, e carne de porcă. Pui nu prea. E carne de pui bună, bună, făcută de Sergiu. Azi a fost și bucătar, domnul Sergiu. Cel mai tare bucătar. Mira l-a luat în brațe. Sergiu s-a dat așa să se uite. Unde? Ai găsit acolo? Îmi pare rău că n-am putut să mă joc și eu cu voi. Data viitoare facem o super misiune împreună. Uitați-vă la ei că sunt de drăguți. Și Mira îl întreabă pe Sergiu, de ce stai ca un zombie? El n-a dormit bine, că n-a știut cum să stingă toate luminile de pe aici și a dormit cam în lumină și lui trebuie să fie besnă pentru a se odihni corespunzător. Oricum sunt cu minței. Babysitter Sergiu, da? Mult succes astăzi. Mulțumesc, o să ne punem la un film de Crăciun, ce crezi? Da, vezi, eu, să nu vă uitați la ceva ce eu n-am văzut. Păi ne uităm la ceva ce n-ai văzut, că vrei să ne uităm la un desen animat de Crăciun, la Klaus, că tu nu vrei oricum. A, bine, uitați-vă la Klaus. Și îl vreau și sigur îl vrea și Mira. Hai, v-am pupat, noi am plecat. Pa! Pa, să fiți cu minți, da? Da. Mai ales tu, Mira, da? L-asculți pe Sergiu. Da. Dacă e ceva, mă sunați. Da. Da. Bine? Și pupicul meu unde e? Vino. Eu să vin, vii tu la mine să-mi dai un pupic? Da, eu am treabă. Tu ai treabă? Hai, dă-mi pupic. Gata că eu sunt îmbrăcată. Trebuie să plecăm. Pa!
colega doar ce a avut o revelație. Ci că, oh, Bianca e în Buzău, dar ea n-a mai venit ea pe la noi. Am ieșit eu. Ci că e dor de tine. Ne e dor de voi. Trebuie să ne întâlnim înainte de Crăciun. Sper să nu ne mai vedem tocmai la anul, că nu sună prea bine. Mergem la Mega Mall mai întâi. Ne încercăm norocul cu bradul. Și rămâne de văzut dacă vom rămâne acolo sau dacă schimbăm destinația și pornim spre Băneasa. Oricum o să fie aglomerat peste tot și drumul e aglomerat. Stai să-mi dau masca jos, eu am rămas cu masca din lift. Dar trebuie să luăm cafea, trebuie să ajungem la un espresso. Am comandat și cafeaua de la Starbucks, capsulele, le-am încercat, dar Taiga preferă capsulele de la Nespresso. Mie îmi plac ambele, nu sunt așa mufturoasă. Mufturoasă? Picky. I'm not picky. Gata, am ajuns, am parcat. Mega Mall e un alt mall la care nu prea venim și pe care nu-l cunoaștem, dar am văzut că au un magazin mare în Noriel. O să intrăm și acolo puțin. Dar mai întâi mergem la Carrefour să căutăm bradul. Bradul, partea a doua. Bradul nostru nu e aici, au doar varianta asta cu roșu și din păcate nici măcar ăsta nu e în stoc, nu-i pe nicăieri. Ăștia la Givei sunt foarte simpatici, dar voi a zis că nu prea rezistă. Sunt în dubiu, trebuie să citesc mai multe despre brazii la Ghiveci, poate la anul. Brăduții ăștia sunt simpatici, depus undeva pe birou sau undeva în casă ca și accent și sunt artificiali. Pe mine m-au păcălit inițial, am crezut că sunt reali. Da. Chiar par a fi reali. Hai să ne uităm puțin la păpuși. Uite ce el s-a drăguț. Oi. Papi s-a dus să-l caute pe Ken. Ce altceva mai... Cred că l-am găsit pe Ken. E aici. Uite-l. Ken, da. Călătorie. Poate fi un set. Și mai e și aici Ken. Ken în vacanță. Călătorie, because we got călătorie for Barbie too. Călătorie? Da. Da, l-am găsit. El e Ken, nu? Da, definitely. Nu era mai blond Ken? Că nu pare... Sigur? Că știu că era mai blond. A, da. A, deci e din același set. Și dacă ține bine minte, ea e Nikki și ea e Teresa. Ar trebui să o găsim și pe Teresa pe undeva. Ea e Teresa? A, ce drăguță e. No, it's the... Dar nu cred că e Teresa. No? Nu. There was a kid in Barbie. Da, Chelsea, dar pe Chelsea o are Mira, nu vrea pe Chelsea și aia nu-i Chelsea, nu știu cine e. Uite cât e de drăguță Barbie asta, Princess Adventure. Și ai și cățel și telefon și accesorii. Barbie. Da, au foarte multe seturi de Barbie aici, au mai multe. Opa, ai grijă. Stai că trebuie să căutăm poze. Ea pare a fi Teresa, nu pare a fi Teresa. Nu scrie numele? Ia stai că o să caut pe net. Hai să o găsim și pe Nikki. Sau dacă nu o găsim pe Teresa, o luăm pe Nikki. Pe Nikki o au doar așa varianta sport. Asta nu e Nikki, e doar o Barbie fashionista. Unde e? Cu văzusem eu aici undeva pe Nikki. Uite, ea e Nikki. Let's get Nikki. Dar mi-ar fi plăcut să o găsim pe cea tot din setul ăsta cu travel. Și vezi, au și pe Chelsea și au și pe Teresa undeva. Deci dacă am putea să o găsim, ar fi ideal. Uite Barbie. Ce înseamnă că am mai văzut Barbie. Aici avem Barbie travel, Barbie cu căței și la baie. Dar oare o au și pe? Nu, e aceeași păpușă de multe ori. A, și mai aici Barbie. Astăzi mă asortez cu Barbie. Ce tare. Mergem repede până la Noriel și văd că iubitul meu a intrat la Miniso. Ia să vedem ce ai găsit tu aici. A, o colaborare cu Disney. Asta e agenda? Ce tare. Da, sunt stickere. Cred că au avut o colaborare de Crăciun, nu de Crăciun, de Halloween. Că uite, l-avem pe Mickey Vampir. De banerele astea de Crăciun, că sunt de drăguțe. Ce-ai găsit? Au baloane! Am putea să luăm câteva baloane, cât de faine sunt! Uh-huh. Ai, sunt super drăguțe! Îmi place bradul, îmi place și ăsta. Și ursul e drăguț. A, și uite cât e de drăguț! Poți folosi lucrurile care sunt înăuntru, nu?
Da, cred că da. It depends on you can use them. Oh, ia, pune la loc. Avocado. Că tot iubesc eu avocado atât de mult. Pot să-l pun în pomul de Crăciun acum. Ce drăguțe sunt. Uite cum, da, pentru tine. Un purțeluș. În colțul ăsta voiam să ajung la caiete, agende, nebunii. Știți cât de mult îmi plac mie. Sunt drăguțe toate. Ia uite ce pufoșenie. Și asta. The Magic of Diamond. Mereu au caiete foarte drăguțe. Uite. You are a diamond deer. They can't break you. Caiet foarte chira-chira. O pună și caiete cu tematică de Crăciun. Vreau și eu un caiet cu tematică de Crăciun. Nu așa că e mega drăgălaș? Nu? Ia unul așa? Hai să ne uităm și pe aici. Dăm așa o tură și gata, suntem la perne. Ce-ai găsit? Ia, hai să mergem că vrea domnul Ikeda să ne arate ceva. Organizatoare care pot fi desfăcute de pe lateral sau de sus. E o cutie faină pentru jucării. Mira va putea ajunge mai repede la tot ce își pune ea acolo. Și îi place Spider-Man. Îi luăm așa cu Spider-Man? În Miniso au un colț cu mâncare, dulciuri, snacks-uri din Japonia. Au și câteva produse coreene, dar în principiu sunt japoneze. Am rămas plăcut surprins că nu ne așteptam să dăm peste colțul ăsta aici. Și bineînțeles că ne-am luat și noi Kit Kat, uite, cu cheesecake. Ca să știți că îl găsiți aici. Și astea sunt niște prăjituri, ceva mai fancy. Sunt niște biscuiți, de fapt, langdusha, care folosesc pepene galben din Hokkaido. Sau mai e și varianta cu mere, tot din Hokkaido. S-ar putea să fie o companie din Hokkaido. Ne-am luat câteva dulciuri și acum mergem la Noriel să vedem ce găsim acolo. V-am zis că nu cunoaștem acest mall și o să ne învârtim puțin, dar poate trecem și pe lângă Stradivarius să intru să iau și eu ce caut. Asta este o jachetă foarte drăguță cu motive tradiționale. Și văd că au și ie, uite, idei de cadouri pentru Japonia, pentru prietenii noștri de acolo și pentru mama lui Taiga. Hai să urcăm, să vedem, poate avem mai mult noroc la etaj. Văd că au Levi's acolo și BSB, Noriel căutăm momentan. Am greșit, Noriel e la minus 1, doar ce am căutat online, așa că acum trebuie să coborâm din nou. Ce credeți? Trecem pe lângă Stradivarius, dar a zis Taiga să las Stradivarius pentru la final. Mai întâi să facem toată treaba și după aceea și plăcerea mea. Are dreptate domnul Ikeda, chiar are, dar oare mă pot abține să nu intru? E acolo! Acolo! Taiga, dar ce faci? Nu am voie să mă uit? Nu intrăm acum? Taiga a zis că putem să intrăm. Hai să mergem repede până nu se răzgândește. Astea sunt niște cisme pe care le-am văzut și online și mi-au plăcut mult. Sunt ca cele din Zara pe care voiam să mi le iau și pe care până la urmă nu mi le-am mai luat. Nu-mi vine să cred că le-am găsit aici. Și gata, am plătit. O să facem haul când ajung acasă. Vă arăt tot ce mi-am luat. Ia, uitați un pic. Vedeți, vedeți? Ceva roz. Hai să mergem la Noriel, nu? Să nu uităm astea aici. Mergem să ducem prima serie de pungi la mașină și după aceea ne întoarcem să căutăm Noriel. Continuăm de unde am rămas. Am găsit și cafea, am găsit Nespresso, așa că nu ar mai trebui să mergem până la Băneasa. Rămânem aici momentan, cam ăsta este planul, și lăsăm Băneasa pentru altă dată. Dacă nu găsim tot ce e de găsit aici, atunci mâine putem să dăm o fugă și până la Băneasa. Am făcut un plan. Yay! Am dat peste un magazin cu porumb, porumb shop, porumb natural și delicios, ce idee tare! Cred că ăsta este cel mai mare magazin Noriel pe care l-am văzut până acum și au dita mai colțul Barbie, dacă nici acolo nu găsim, nu știu unde în altă parte să mai căutăm. Hai să intrăm, mergem direct la Barbie. Așa, bum, dar înainte de toate să ne dezinfectăm mâinile. Am intrat la Pepco, mă simt de parcă n-am mai fost aici de foarte mult timp și uitați ce păpușă drăguță, uai cât de mult îmi place setul ăsta. Tokyo Olympics, haine pentru Barbie, Tokyo 2020. N-ai găsit în Japonia? Ce tare! Crezi că i-ar plăcea? Uite, sigur recunoaște Mira mascota, că e peste tot prin Japonia. Luăm mascota?
N-au și fata, era și mascota. Asta e oare rochița Dream House? Rochea Dream House, rochea Dream House, e cu roz, chică. Sunt și niște copii și încălțăminte. Da, asta e singura roche cu mascota. Să știți că așa era dezastru, n-am făcut eu, dar le punem cât de cât în ordine. Păi am luat rochița. Uh-huh. Da, sunt mai multe modele cu Tokyo, dar mă gândeam că pe mascot o recunoaște. Așa, dacă doar scrie, n-o să-și dea seama. Încălțăminte, încălțăminte. Ce fain, da, aici au alte modele. Am găsit-o așa, nu pare a fi Barbie, dar nici Summer nu suntem siguri dacă e. Dar e în colaborare cu National Geographic. Și aici e o prietenă de-a lui Barbie, balerină. Sperăm să fie Teresa. Somebody from the family. Da, e cineva de acolo și rochea. Și hai să ne mai uităm un pic. Gata și aici. Hai să mergem la Intersport să mă uit de ceva pentru tata. Și după intrăm din nou în Carrefour pentru a-l lua pe Ken. Ne-a plăcut Ken în vacanță. Travel Ken, călătorul. Încă ne mai învârtim prin mall și am rămas cu gândul la porumb. Mirosea atât de bine în jurul acelui magazin. Hai să vedem unde intrăm acum. Căutăm Intersport. Decathlon nu au aici. Am putea să mergem la Decathlonul de la Băneasa, dar nu astăzi, tot așa, trebuie lăsat pe mâine. Am intrat în linie dreaptă cu tot și nici Diverta nu au aici, trebuia neapărat să ajung să-mi iau ceva. Ok, hai să continuăm. Marea căutare! Îmi place că nu e foarte aglomerat în acest mall. Parcă pot să respir. Am luat o pauză, ne-am așezat și trebuie să fac ultimele verificări, să postez. Știți că noi postăm puțin decalat, adică astăzi a intrat vlogmasul cu ce am făcut ieri și mâine intră cu ce am făcut azi. Cam ăsta e programul și vreau să văd dacă scrie aici, da, scrie, includes paid promotion. Yay! V-am zis că vreau să fiu cât mai transparentă și sunt atât de fericită pentru că am mai atins un prag împreună. Comunitatea noastră chiar este în creștere și simt asta pe zi ce trece. Am început să fim contactați de diferite branduri și să avem diferite colaborări, dar să știți că o să fiu foarte atentă și nu o să accept absolut orice colaborare, o să accept doar ce simt că mi se potrivește cu adevărat. Asta ca să știți că tot ce fac, o fac din inimă și din suflet și nu o să se schimbe niciodată. Și avem prima colaborare mai mare cu Dr. Oetker, o colaborare de care sunt foarte mândră și care înseamnă ceva pentru mine, pentru că produsele lor îmi aduc aminte de copilărie. Mama folosește foarte mult produse de la ei și nu aveam cum să nu accept acest proiect. Ia uite, și tremur când vorbesc despre asta. Ok, hai să verificăm că am lăsat telefonul din mână, dar trebuie să mă uit că am aici listuță cu tagurile pe care trebuie să le folosesc. Mi-am și notat aici de mână una alta, detalii pe care să nu le omit. Am și subliniat și să postăm și pe Instagram, să postăm și pe story, să le facem pe toate și apoi să ne continuăm seria de shopping. Că n-am făcut mare lucru, n-am cumpărat tot ce aveam de cumpărat, dar am cumpărat pentru mine. O punem d-un haul în seara asta, pe nepusă masă, pentru că nu mă așteptam să cumpăr atât de multe lucruri. Eu am plecat după ceva de acasă și aveam de gând să-mi iau și un pullover de la Stradivarius, dar s-a întâmplat să-mi iau și de la Zara, s-a întâmplat să-mi iau mai multe de la Stradivarius. Am găsit o curea absolut superbă, abia aștept să vă arăt. Pe aia deja am dus o mașină, că știți că deja am dus o serie de pungi la mașină și acum mai trebuie să găsim Intersport, să ne întoarcem la Carrefour și mai avem altceva de făcut? Mai avem altceva de cumpărat? Nu cred. Atât. Da. Ok. Hai că ne auzim din magazin. Din magazine. Din mall. E aici un colț cu decorațiunile de altă dată. Ia uite. Cât de frumoase sunt. Și fotografii de la grădiniță, de la școală, cu Moș Crăciun, poze vechi. Aveam și un moș exact la fel ca ăla, mi-l aduc aminte și acum. Exact la fel. Un globuleț moș.
Mi-l amintesc, sigur încă îl mai avem. E acasă undeva, le-a pus tata bine. Vezi? Moșul ăla. Și lumânări așa aveam. Cât de frumos. Uite, patine. Din ce an? 1970. A, și șosete, botoși. Tricotați de bunica acolo. Și păpuși vechi. Ia, uite. Sanie, da, eu încă mai am Sania de când eram mică. Și arată aproape la fel ca aia. Ca asta de aici. Amintiri din copilărie. Asta că mai avem. Încă nu am terminat. Bibelouri cu Moș Crăciun. Aici nu mai recunosc nimic. Vă spun, a, bomboane de brad, da, și pe alea le știu, n-ai cum să nu le știi. Revelion 74, ia uite cât ce tare. Și iar botoși. Și astea sunt niște carduri, niște felicitări. Moș Crăciun. Și aici? Nu recunosc nimic. Piticot. Ok, și mănuși. Ce fain. A, da, căciulă de-aia am avut și eu când eram mică. Îți protejează și gâtul și gura și tot. Ia, hai să mergem cu domnul Ikeda, care vrea să intrăm puțin în magazinul Nike și după coborâm la Carrefour. Iar ne-am luat noodles așa. Yakisoba, nu? Yakisoba. Yakisoba. Bun, bun. Și taiga și-a luat o altă pernă. Face colecție de perne. E pentru mine, da? Denotat. Nu e pentru Mira. E o căciulă! O căciulă pom de Crăciun. O să o împar cu Mira, bineînțeles, dar mi se pare un pic cam mare pentru ea. E mai degrabă mărimea mea. E tare simpatică. Hai să mergem, că trebuie să plătim. Gata și la Carrefour, fugim să vedem dacă mai prindem vreun restaurant deschis, pentru că ne-am dat seama că n-am mâncat nimic și o să rămânem fără mâncare. Gata, mergem acasă, n-am prins mâncare și ce credeți că am făcut? Ne-am comandat salată de la McDonald's, că am zis că nu mâncăm cartofi prăjiți, nu mâncăm burgeri, eu am acum și o erupție de coșuri, încerc să stau departe de fast food și de mâncare nesănătoasă și o facem pasta, mâncăm salată de la McDonald's. Ce am fost și ce am ajuns, doar salată am comandat, 3 salate, 2 pentru taiga și una pentru mine, eu am zis că mănânc și zacuscă, că mi-e poftă de zacuscă, am luat zilele trecute 2 borcane și aș mânca, intră bine. Am comandat noi de la McDonald's, doar salată, nu cartofi prăjiți, nu burger, nu nimic altceva. Ne-a venit comanda. Ce avem noi aici? Bun. Salată. Și Sergiu e aici curios să vadă. Ce v-ați luat voi acolo? Salată. Atât. Da. Atât. Nimic altceva? Nimic altceva. Nici lui Sergiu nu-i vine a crede. Și salată. Salată, salată, salată. Ia, am dressing-ul meu? Da. A, bravo, tu ai vinegret, eu am Caesar. Super! Poftă bună! Bună! După seria asta de shopping mă simt epuizată, dar n-am venit cu mâna goală. Ia uite ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat! Avem pungi, punguțe și iar pungi. Și să începem cu Stradivarius sau cu Zara? Zara sau Stradivarius? Hai să începem cu Stradivarius, că astea sunt primele pe care le-am cumpărat. De fapt, începem cu Carrefour. Și vă arăt căciula pe care ați văzut-o și în magazin. Vreau să o probez, să văd cum îmi vine și dacă mi se potrivește. Ai, perfectă. Ia uite, bine că îmi intră bretonul în ochi. A crescut și nu știu ce să fac, dacă să-l scurtez sau să-l las să crească și știți voi, să încerc din nou să renunț la breton. Nu prea mi-a ieșit de fiecare dată când am încercat să renunț la breton. După câteva luni m-am întors la breton, că așa fac, nu am răbdare. Uai, cât de mult îmi place, e simpatică tare căciula asta. O să o împar cu Mira. Ia uite ce ciucuri am. M-am zis că sunt obosită, nu? Se vede.
Așa. Mi-am mai luat un lanț. Ăsta-i prețul. Așa. Dita mai lanțul. Am văzut ceva de genul și la Tiffany. Și mi-a plăcut mult. Și acum am găsit varianta mai ieftină. Varianta de 39 de lei. 39,90. 40 de lei. Nu câteva mii de euro. Da, sunt obosită. Nu-i ok. Ar trebui să-mi fac o cafea. Dar nu mă mai ridic și nu mai beau cafea la ora asta, că aș vrea să mă balasăm ceva mai devreme. Trebuie să dorm. Tenul meu are nevoie de somn. Da, tenul meu chiar are nevoie de somn. Dar să știți că acum arată ceva mai bine pielea. Văd că au început să mi se usuce coșurile. Suntem pe drumul cel bun. N-am făcut nimic în mod special. Am folosit aceleași produse, doar că am încercat să mănânc mai curat. Oricum, după Vlogmas, de fapt la anul, la începutul anului, o să merg și la un ginecolog, o să merg și la un dermatolog, o să încep să-mi refac toate controlele, să vedem ce se întâmplă, să vedem de unde aceste coșuri care nu vor să mai dispară. Pentru că știți ce se întâmplă? Îmi dispar, mă bucur, s-au uscat, au dispărut și după aceea îmi reapar în același loc, doar că sunt mai mari și mai dureroase. Trebuie neapărat să merg să vorbesc și să văd care este problema, dar e ok. Momentan tot ce pot face e să încerc să mănânc mai sănătos, să renunț cât de cât la cola. Uite, după asta am plecat eu de acasă, de fapt am plecat după alte lucruri de acasă, dar ăsta este ploverul pe care voiam neapărat să mi-l iau. Este scurt, vine până în talie. Ia să mă și ridic, uite așa, să-l și pun pe mine. Să-l vedem mai bine. Nu l-am probat în magazin. Știți că eu de fel nu probez în magazin. Prefer să probez acasă și dacă nu-mi place, nu-mi vine, îl duc înapoi. Uite cum e. Oai, cât de tare e. Mă duce cu gândul la Nirvana, la Kurt Cobain, la grunge. E super fain. Sunt și culorile mele aici. E un plover foarte pastelat și anii 90. Clar, e din filmul ăla. Da, chiar vine super bine și o să se potrivească de minune cu acești pantaloni de training pe care i-am luat. Nu o să-i probez acum, o să-i vedem în zilele următoare. Ei sunt XS. Sper să-mi vină bine, pentru că de fel am o problemă. Având picioarele lungi, lungimea pantalonilor nu prea îmi vine și atunci când îmi iau XS, îmi sunt mult prea pe fund, pentru că am fundul mare. Cum o dai, nu-i bine. În principiu, pentru fundul meu, am nevoie de S, dar pentru lungimea picioarelor mele și grosimea picioarelor mele, am nevoie de XS. Vedem, o să-i probez oricum, fiind pantalon de training, e ok și dacă sunt mai lungi. Mi-am mai luat și varianta pe mov. Ăștia pe mov sunt mai subțiri, au fost și mai ieftine, au fost 59,90 și ăștia au fost 99 de lei, 99,90. Materialul e mai gros, asta ar fi cam singura diferență pe care o văd eu așa la prima vedere. În rest chiar par cât de cât la fel, în culori pastelate, culorile mele preferate din ultima perioadă. Și mai avem încă o bluză, încă un plover, care o să vină perfect pantalonii ăștia. Vedeți? Mi-am făcut ținut-o. Și pe ăsta, bine, și pantalonii ăștia merg cu ambele bluze. De fapt și ăștia merg cu ambele bluze. Mi-am făcut câte ținute? 1, 2, 4 ținute, nu? Că am zis că merg cu și. Da, 4 ținute. Matematică la ora asta nu-i pentru mine. Și cu reaua mult lăudată. Pam, 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 pam. Asta e. Este o curea argintie. Ia stai, hai, așa. Și am tot văzut genul ăsta de curele. Sunt mai multe prezentări de modă și pe social media. Poți să o pui așa peste o bluză. Bine, nu peste bluza asta. Ea e făcută să fie o curea pentru talie. Așa, și s-o lasă atârne puțin. Cam asta ar fi pe scurt. Oare se focusează? Cred că se focusează bine, că nu vă dați seama de mare lucru cu bluza pe care o am acum pe mine. Clar nu. Și astea sunt hainele. Le ador pe toate. Sper să-mi vină și pantalonii. O să-i probez. Dar nu-i mai probez acum. Băieții mă așteaptă să ne jucăm un micro-macro. Serdus a jucat o misiune și cu Mira, iar acum urmează să se joace cu noi. Ne jucăm toți trei în formulă completă. În seara asta nu vreau să mai fac nimic altceva, vreau să mă bag la somn cât mai devreme. Și mâine e o nouă zi. Iar acum, hai să vă arăt produsele de la Zara. Începem cu prima pungă. Iar aici am o ceacă tip cămașă pentru mine.
Bine, toate sunt pentru mine. Eu un singur produs pe care o să-l împart cu Taiga. Taiga mi-a arătat-o acolo pe umeraș. Am pus-o pe mine și m-am îndrăgostit de ea. Stai să vezi cum mă dau să o vedeți mai bine. E oversized, ea e XS. Uitați cum vine în partea de jos. Ai tăieturi, ăsta-i spatele. Este o geacă în linie dreaptă și chiar zici că este o cămașă pe care am furat-o de la Taiga. E un fel de cămașă din fâși, cam așa ea zice. Și aș putea să-i adaug următorul accesoriu. Un accesoriu pe care Taiga l-a găsit la secțiunea pentru bărbați, dar am zis că o să-l împărțim. E acest guler. Nu, am zis că îl împărțim. A, așa, e pur și simplu un guler. Poți să-l pui la bluze, la alte geci. Stai să îl pun corespunzător. Altfel. Așa. Face ea hol, nu? Uite. Bun. Îl închidem în față. Aranjăm puțin geaca. Și dăm gulerul. Gata. Chiar zici că e din același film, din aceeași geacă. Nu cred că ți-ai dat seama că mi-am pus eu un guler separat. Sau că acest guler este detașabil și poate fi pus la absolut orice bluză, orice geacă, orice vrei tu. Știți că mie îmi plac lucrurile care pot fi purtate mai multe moduri și pe care le poți schimba și le poți detașa și le poți accesoriza în o mie de feluri. Inspirație îți trebuie. Astea sunt piesele de cea mai lungă durată din garderoba oricui. Ia, iubitule, împărțim, da? Ce se uită așa la mine. Mai aveau și pe MOV și vă spun sincer că regret că nu am luat și gulerul pe MOV. De fapt, nu e guler, e hoodie, cum zici, hoodie. Hoodie. E glugă, că eu am tot zis, e un guler glugă. And MOV here was orange. Da, era MOV cu portocaliu. Aici șnurul era portocaliu, era o combinație faină. Am stat un pic pe gânduri, pentru că e 100 de lei și am zis, băi, dacă nu o să folosim chiar atât MOV-ul. MOV e o culoare pe care eu o folosesc destul de mult, dar nu am geci care să meargă cu acea glugă și de aceea am zis, hai să lăsăm. Dar acum parcă îmi pare rău, că sigur aș fi găsit eu o modalitate de purtare. De exemplu, geaca pe care o am acum pe mine, o aveau și pe negru și îmi place atât de mult încât cred că o să mă duc să-mi iau și varianta pe negru. E foarte faină, mă simt bine în ea și ține și de cald. Asta cât a fost? Ia stai să vă spun și prețul, dacă tot v-am zis prețul până acum, unde scrie, aici scrie 160 de lei. Are prețul de două ori, da, dar și sub scrie tot 160 de lei și mi-am luat mărimea XS pentru că oricum e oversize. Și ultimul produs, dar nu cel din urmă, o pereche de încălțăminte. Sunt niște cisme foarte lucioase. Îmi place talpa la nebunie. E o talpă a la Prada, ea zice. Pentru că pusesem eu ochii pe niște bucanci de la Prada pe care nu i-am mai luat și pe care i-am regretat. Pentru că ulterior au ajuns să fie sold out peste tot și nu-i mai găsești. Dar acum avem o variantă mai ieftină și la Zara. Taiga mi-a furat geaca. Dar de ce faci tu asta? Chiar îți vine bine. Zici că e făcută pentru tine. Și să revenim la bocanții mei, da, că ne-a întrerupt domnul Ikeda. Vi mai arăt un pic. De acum încolo, sigur o să mă vedeți mai des cu ăștia decât cu cei de la Stradivarius, că ați văzut că în ultima perioadă am abuzat de cei de la Stradivarius. Mâine o să-mi spăl toți bocancii, ar cam fi cazul, că s-au făcut cam mizerabil cei drept. Și pe acești bocanci am de gând să-i port la rochii. Și majoritatea cismelor pe care le am în garderoba mea sunt peste genunchi. Astea se opresc fix sub genunchi, ceea ce e super. O să încerc și altceva. Mai am așa sub genunchi, dar cu toc, nu joase și cu talpa asta. Și să știți că sunt grele, dar nu sunt foarte grele. Par mai grele decât sunt, de fapt, în realitate. Sunt și foarte confortabile. Le-am încercat în magazin pentru că la încălțăminte nu cumpăr nimic fără să nu încerc. Și mi-am luat mărimea 36. Eu, de fel, sunt 35-36. 35 și jumătate este mărimea perfectă pentru mine, dar la jumătăți de măsură nu prea găsești la branduri precum Zara, H&M și așa mai departe. Așa că mi-au fie 35, fie 36. Dacă simt că 35-ul e prea fix, atunci mi-au o mărime mai mare. Nu pot să fac acest truc atunci când îmi iau sandale. Sandalele cam trebuie să fie 35 și jumătate, acolo am ceva probleme. Abia aștept să le port pe toate, bine că bocanții ăștia nu merg cu jogger pants și
jogger pantsy, pantalonii jogger pe care i-am luat, iarăși transform cuvinte din engleză în română, așa facem noi de fel în familia Ikeda, o să ne auziți de multe ori transformând anumite cuvinte. Mai, nu știu care este produsul meu preferat. Uite, pe ăsta nu l-am pus pe mine. Pare a fi oversized și e mărimea S. Nu cred că aveau și XS, ba da, aveau și XS, dar nu mai aveau un magazin. În magazin mai aveau doar două bucăți. Deci, pare a fi un pullover foarte iubit. Dacă XS-ul nu mai era acolo, nici L-ul nu mai era. Bine, că L-ul ar fi fost mișto că îl poți lua ca o roche, ca ceva super lălui, cu niște cisme, cu cismele pe care le-am luat. A, e lung, dar nu e foarte, foarte lung. Bine, bine. Gata, cam asta a fost cu shoppingul pe ziua de azi. Shoppingul de haine. Ne-am mai luat câteva lucruri și de la Miniso. Ia, hai să vă arăt. Am fost surprins să găsim KitKat din Japonia acolo. Și e made in Japan. E KitKat acel pe care vi-l prezentam eu în urmă cu câteva săptămâni, cu câteva luni. Și... Abia aștept să încercăm, pentru că recunosc că varianta asta cu cheesecake eu n-am văzut-o în Japonia. De asta să văd, vreau să văd unde scrie Made in Japan, dar nu văd că au pus eticheta asta fix peste. A, bă, da, uite aici, Japan, scrie mare Japan în kanji, deci e ok. Și tot ca snack-uri din Japonia, ne-am luat prăjiturelele astea, biscuiții ăștia, cu melon și cu măr. Ambele sunt din Hokkaido, sau cel puțin producătorul este din Hokkaido, sau nu, de fapt, fructele sunt din Hokkaido. Da, fructele sunt din Hokkaido, pentru că spune că folosesc melon din Hokkaido și mere tot din Hokkaido și de aici am tras noi concluzia că producătorul ar fi din Hokkaido. Cam asta ar fi așa pe scurt. O căciulă care, nu știu dacă e pentru mine sau pentru Mira, uite, uitasem, mi-am luat și căciula asta. Da, e pentru amândouă. Și zici că sunt o tipă din Japonia, pentru că ele, de fel, poartă căciulile, uite așa, vârful capului. Ce ciudat, nu? Și asta e o căciulă care chiar stă. Cum mereu mă întrebam, dar oare cum stau căciulile alea așa în sus? Uite așa, sunt făcute să stea așa, cred. Bine că dacă vreau să o trag, pot să o trag și pe urechi. Mamă, bretonul ăsta e enervant. Mă uit la mine ca să văd și eu cum stă, că n-am văzut, n-am probat până acum, dar și asta e drăguță și o altă căciulă pe care o pot împărți cu Mira. Îmi place că, da, deja am început să putem împărți anumite lucruri, căciulile mi le fură pe toate, a găsit ea la mine în dulap o căciulă roz pe care o poartă mereu, îi e un pic mare, dar e tare drăgălașă cu ea, chiar îi stă bine cu roz, i-a mai luat haine roz, acum are în continuare multe haine, trebuie să intru să-i fac curat și acolo și până la urmă mi-am luat acest caiet cu pinguinul ăsta Crăciun. Eu o să rămân pe Crăciun mood chiar și după Crăciun. Ne-am mai luat și niște baloane, chiar iubitule, am zis că umflăm baloane și n-am umflat baloane până acum. Avem multe baloane de umflat, le mai umflăm pentru București sau le păstrăm și le umflăm pentru la Văleni? Ce facem? Candle, da? Da, și după aia cum le cărăm la Văleni? Nu e bine, nu e bine, e muncă de două ori. Așa, am primit cadou de la Miniso și un creion pentru buze. Avea o tombolă, dar tombola nu mai funcționează pentru că mai aveau doar două produse și m-a pus să-mi aleg între un creion pentru buze și un parfum. Și mi-am ales creionul ăsta, cu parfum momentan sunt setată pe Nina Ricci și asta e culoarea. Bun. E o culoare pe care eu o port de fel. Cred că mi-ar sta bine culoarea asta. Nici nu știam că au și cosmetice la Miniso, sincer vă zic. Uite, am putea să facem un video. Testăm produse de beauty de la Miniso. Idee de video pentru la anul. Și v-am zis eu că o să luăm o pauză, dar cred că nu s-a înțeles exact. Luăm o pauză de 10 zile în care nu postăm, dar după aceea revenim la program normal și continuăm să postăm de 3 ori pe săptămână. Că m-a întrebat cineva, dar cum ai că nu o să mai postez nici măcar o dată pe săptămână? Nu, e doar pentru 10 zile. E o mică pauză de 10 zile în care eu o să mă organizez și o să pun la cale tot ce o să facem. Plus că am promis că o să lansăm preseturile noastre. Vreau să mă ocup și de asta, să le testez pe mai multe poze. Spunem totul la cale și să începem anul în forță. Stai că am zice ceva prin semne, dar nu mă prind. Ce, că tu folosești preseturile mele? Nu.
Mai vlog cum? A, da, Taiga are o surpriză pentru voi. Poți să le zic? Nu. Da, nu vă zic. Are o surpriză pentru voi, dar nu pot să vă zic care-i treaba. El a început aici și el nu zice. Ce e chestia asta cu Spider-Man? E desfăcător de sticlă. Dar cum se folosește? Care formă de dop? E ciudat. Vrei? Pot să-l desfac, dar am nevoie de foarfecă. Nu știu cum să vă zic, dar de când m-am așezat aici, se ajunge într-un colț și se uită la perete și e foarte dubios. Bine, că se uită pe harta aia de la joc și mi-arată un deget. Degetul mic. Acolo se uită la un perete. Eu sunt Sergiu și mă uit la perete. Hai să-ți fac și loc. Hai să-ți fac și loc. Vino în coace. Ia, vino aici. Ți-am făcut loc, bro. Pune-te și tu aici pe covor. Dar nu e ruj, e marker. Nu, e marker ruj. Asta. A, uite, un punct foarte interesant, care are formă de marker, dar el asta e de fapt aici. Ruj. Asta e ruj. Dar și ăla e tot ruj, e creion. Dar are formă de marker. Ceea ce e interesant. A, uite, cum de n-am observat asta până acum? Nici eu n-am mai văzut. Am mai văzut ceva la Nix. Chiar te dai cu pot, ruj. Da, pot? Nu te dau, mă, cu ruj. N-am voie să încerc? Ba, da, da. Da, pot? Da. Păi să vedem dacă e... ce trebuie. Se uită Tiger. Își face smile de Joker. A? El e Sergiu, fratele meu. E bine? E foarte bine. E bine. E bine. Mă rog, ar trebui să insist pe el, da. Serios, vreau să le povestești. Așa? Ceva din copilăria noastră. Cum ne băteam? Nu pot să pui copii. Spune. Cum ne băteam? Da. Cum mă băteai? Când ne băteam, da. Zi tu. Eu nu mai țin minte. Eu am memorie de găină și uit multe chestii. Știu că mi-ai dat odată un pumn aici. De mi-ai umflat toată zona asta vreo săptămână. Dar nu, hai să le povestim chestii faine. Târziu am început să ne înțelegem, să fim... Cu adevărat când ai plecat tu de acasă. Da, deci... Nu, da, așa e. Trist. Da, avem și amintiri frumoase. Cred că avem mai multe frumoase. De asta era așa, când și când. Știi? Da, ca să nu vă faceți o părere greșită despre noi. De obicei ne înțelegeam. Da. Chiar mai știi? Nu, nu mai știi, dar avem o poză când te-am îmbrăcat eu în față. O mai avem? Da, o avem. Nu erau mai multe poze? Erau mai multe diferite? Poze. Nu știu dacă erau îndăți diferite, dar îl îmbrăcam în fată, că eu îmi doream o soră, un frate. Ce și trist. Transformam. Da, să știi că sunt foarte fericită că am un frate. Și eram foarte frumos în rochie. Da, erai frumos în rochie, chiar îți stătea bine. Da, țin, rujat. Ia, adu-ți aminte, ce ți-a adus moșul de ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai și cel mai mult? Mm-hmm. Păi e greu. E greu. Mi-a dus odată o jucărie de mask, de îi băgai capul înăuntru, de nu mai avea cap deloc, și când i-a pus undeva pe burică, ieșea capul așa brusc. Ah, ce tare! Numai că avea un defect, o mână era pusă invers, gen avea două mâini stângi, stătea cu una așa și cu una așa, dar... Ce ține gen minte? Defect... Țin minte că l-am găsit recent, pe scară, l-a găsit tata undeva prin magazie și l-a pus iarăși acolo. Vreau da, și eu să-l văd. Îl ții minte și tu? În costum galben, așa, mi-a că eram la grădiniță sau în 1-4 când l-am primit. Da, dar vreau să-l revăd. Mi-a super plăcut. Ție ce ți-a plăcut cel mai mult ce ai primit de la Moș Crăciun? Când cred că mie îmi plăcea super mult când venea tataie în ziua de Crăciun și ne aducea că lăsa moșul ceva și la el. Și tot timpul venea cu punga plină. Ce tare era. Da, era super tare. Eu așteptam să vină tataie, că știam că deschid o parte din cadouri la brad și după aia știam că urmează să vină tataie și sigur ne aduce ceva și acolo. Era super ne lasă tataie, ne lasă moșul ceva și la tataie. Și ce ți-aduce aminte așa de la tataie? Ce ți-a plăcut ție mai mult? Păi știu că punea multe... Moșul lăsa la tataie multe dulciuri și mandarine și fructe și în principiu era cu dulciuri, nu cu jucării. Și așa de la moș mi-aduc aminte că am primit o păpușă, cred că era mică, nu mai țin minte exact, dar era așa ca o păpușă Barbie și eu eram wow, nu mai știu dacă chiar era Barbie sau nu, dar era super faină.
Era doar o păpușă. Da, mi-a plăcut mult. Cred că era o prințesă. Și nu era de plastic, era făcută dintr-un material gen silicon, știi? Nu era de aia plastic, de strângi piciorul, știi? Ce tare. A, știți ce îmi făcea Sergiu la păpuși? Le rupea capul la toate. Da. Sergiu, da. Vreau să ne mai povestești un lucru. Da. Cum eram eu când eram mică și împodobeam braduri? Cât de mică? Nu știu, 10, 12, 14 ani, 15, 16. Erai ca acu. Adică? Cum împodobeam? Te implicai eu foarte mult. Așa. Trebuia să fie într-un anume fel tot timpul. Dar tot timpul a fost așa. Și de foarte multe ori, când eu împodobeam și nu-ți plăcea cum am împodobit, îmi stricai chiar un sfert de brad, dacă era nevoie doar să fie cum. Dar și acum faci la fel, adică e același lucru. Bradul meu matematic, ca da, să vedeți că e o treabă de când eram mică. Da, când eram mici nu aveam așa opție. Aveam aceleași globuri an de an, în principiu, nu prea. Da, da, dar tot stăteam să le aranjez, să le punem cât mai... Cum eram eu cu bomboanele din pom când eram mic? Le mâncai din prima zi. Cam așa. Și lăsam doar ambalajele. Doar ambalajele, da, acum nu mai punem. Chiar, a, chiar nu de ce nu mai punem acum? De ce nu? Nu știu. Faci bradul sunt în alte culori. Roz. Găsești. Găsești, cum da. Să nu găsești? Ai putea să pui. Trebuie să-ți dai interes. Sau dacă nu găsești și găsești de-alea la set multicolor, iei multe seturi și le iei doar pe la culoare care îți trebuie. Pe restul îi le dai. Da, dar se găsesc la bucată, cel puțin acum. Când am fost la Carrefour, am văzut că aveau foarte multe culori. Și argintii, și albe, și nu știu dacă aveau roz, dar sigur găsești. Chiar nu știu ce n-am mai pus. Știu că mie nu-mi plăcea să stau să leg ața de bomboană și după aia să pun ața la brad. Mi se părea cea mai complicată treabă. E complicat. De făcut. Să știi, știi ce am văzut? Nu știu dacă tu mai ții minte, dar am fost acum mega mall și aveam undeva un colț cu decorațiuni de Crăciun din trecut. Și aveau o decorațiune pe care am avut-o și noi când eram mici. Serios? Era așa din plastic cu un moș. A, sigur, îl recunosc. Da, și aveam și lumânările alea. Da, și vedeți, am zis că am avut și noi lumânări. Am avut și ei lumânări? Nu, dar le-am arătat mall și le-am zis că aveam și noi lumânările alea. Dar oare tata mai are decorațiunile vechi? Cred că a aruncat. Nu cred că le-o fi aruncat mama, dar nu cred că le-a aruncat. Că tata le păstrează, mama e cea care aruncă, tata e cel care păstrează. Știi cum zici că e bine? Să le undeva păstrez? La mijloc. Nici ca tata să păstrezi tot, dar nici ca mama să arunci tot. De la mijloc. Să știi ce să păstrezi. Că mama aruncă tot. Depinde că și eu sunt la mijloc, dar aș fi aruncat decorațiunile alea. La modul dacă nu folosești ceva vreo 3 ani și tot stă acolo, nu știu, le-aș fi păstrat ca au... Da. Mă atașez emoțional de ele și le-aș fi păstrat pentru că mi-aduc aminte de copilărie. Și dacă aș fi mare, de exemplu, peste ani, o să zic, ok, uite, nu arunc decorațiunile astea pentru că le am de când era Mira bebe. Bineînțeles, o să fac o selecție, nu le țin pe toate, că dacă am 7 cutii, nu țin 7 cutii de decorațiuni. Dar le selectez pe cele mai frumoase sau pe cele care știu că Mirei chiar îi plăceau la nebunie și pe alea le păstrez. Știi ce mi-ar plăcea? Să facem într-un an un brad doar cu decorațiunile din copilărie. Să fie bradul copilăriei. Ar fi dacă super. Le mai avem. Dacă mai avem de un brad. Dar cum, măcar ce mai avem și apoi să completăm în stilul ăla. Cum mai găsești în stilul ăla? Ar fi, uite, o idee super bună. Ar fi super tare. Să le întrebăm pe tata. Nu mai facem într-o singură culoare. Toate culorile ca așa era. Toate culorile ca așa era, da, exact. Și ce aveam noi atunci? Bomboane în el la greu. Și beteală. Neapărat beteala să nu lipsească. Niște beculețe, că aveam beculețe. Dai că a lăudat programul ăsta. Păi dacă funcționează. La el, la mine. Da. Mergem să ne jucăm? Yes! Mergem? Rămân așa? Rămân așa. Nu, te duci, te speli pe față. Azi că e frumos. Mâine. Nu, mă demachez înainte să mă apuc. Ca și tine. Ca să nu stricăm tenul. Tenul ăsta frumos, nu? Da, e frumos. Fața asta frumoasă. Am eu niște puncte negre pe nas. Da, dar n-ai probleme cu coșul. Așa eram și eu până de curând. E din familie, de fel nu prea avem noi probleme cu tenul. Da. Nici tu nu aveai, da. Da, cu în ultima perioadă. Trebuie să merg la un dermatolog, e destul de nasol. Dar o să rezolv, nu intru în panică, stau calmă, nu mă stresez, că dacă mă stresez îmi apar și mai multe coșuri și s-ar nu vrem asta. S-ar putea să ieși pe fond nervos. S-ar putea să fie și pe fond nervos. Vedem. Dar o să merg la dermatolog, la peste tot.
Să vedem ce se întâmplă. Hai să strâng astea. De fapt, ce le împing așa într-o parte. Mă ocup mâine de ele. Ar trebui să le bag la spălat. Și să ne jucăm, nu? Lasă-mi asta. Chiar îmi place. Și mie îmi place. Nu ți-l da ție. Dacă vreau vreodată să mă fac răufăcător, dă să-mi iau. Da, și nu sunt testate pe animale. Ce tare. Asta nu-i simțit. Ce ai făcut? Plecat așa, fără să zic, pa! Păi nu, că vin și ei cu noi la joc. A, da? Da, îi luăm și pe ei. Ah, veniți aici. Începem jocul. Suntem trei și suntem în aceeași echipă. Asta e tare la acest joc, că nu faci echipe separate. Cu câți mai mulți, cu atât mai bine. Echipa e mai mare. Și acum să vedem. Misiunea pe care o începem astăzi se numește Dorina Durdulie și o misiune de 4 stele, adică e destul de dificil. Și să vedem primul lucru pe care trebuie să-l facem. Deci, citim povestea. Da. Celebra proprietară de restaurant din oraș, Dorina Durdulie, a fost găsită moartă. Corpul ei se află în fața supermarketului, în partea de sud a orașului. Sudul. Toate indiciile indică o intoxicație alimentară sau este vorba despre altceva? Unde a fost Dorina înainte să meargă la supermarket? E prima întrebare. Stai să găsim supermarketul și să o găsim pe Dorina Durdulie. A fost aici, cu asta, aici să mergem. Vedeți că dacă nu este răspunsul, eu nu mai pot să ajut. Aici? Acolo a băut vin. A mâncat pește? Cine e aia, mă? De unde vine? Îi dau lui Sergiu Imperial Fuck. E cea cu 9%. Și eu iau pe asta cu 6%. Morning Glory. Cea pe care voiam să ți-o dau ție. 9%? Da. Noroc. Noroc. Mamă! Îți place? Foarte fructată. Ce tare! Și asta e fructată. Mm-hmm.